Nu te-au amendat destul data trecută. Aștept să-ți iei copchie și te lipsească de drepturi părintești. Chișinău, lângă clădirea lui Filat. Este drum de unic. Femeia asta permanent cerșește astfel cu copchii, am impresia că pentru asta și-i face, ca să aibă cu cine cerșe. Dar copiii ăștia sunt condamnați la o viață mizerabilă și periculoasă. La tăsle e greu, dar copiii trebuie să fie protejați, mai ales de stat. Temperatură negativă afară, e ger.